Frigul de afară îi sperie pe mulți dintre noi. Există însă și temerari care consideră gerul un motiv bun de distracție. Un exemplu ar fi pescarii împătimiți care se bucură din plin că apele lacurilor au înghețat și că pot pescui la copcă. De cele mai multe ori, perseverența lor este încununată de succes. A tras tare? Frumoasă sculă. Foarte. Hotărât, foarte hotărât. Nu toți pescarii strânși astăzi pe lacul Herăstrău au avut parte de asemenea momente, însă nimeni nu a făcut din asta o tragedie. Până la urmă nu mai contează ce pește prins, dacă te-ai bucurat câteva ore bune de o partidă de pescuit. La copcă, bineînțeles. Nu e rece? Nu, e chiar foarte plăcut. Și asta face să-l scoată pe român din... căldurica din apartament, să-l ducă undeva pe copcă. Abia mă așteptam momentul să înghețe balta. Nu e mică copca dacă prindeți un monstru. Săpăm, săpăm pe lângă ea. Îi facem... Lărgim gaură, lărgim gaură. Pentru cei care dau la copcă, simțul umorului pare să crească direct proporțional cu frigul de afară. Dialogul cu un pescar transformă pe orice necunoscător în victimă sigură. Așteptați lovitura cea mare? Da, am pus o poză cu șerul în stânci, să vedem dacă vine ceva. Scăpat un chefal mai devreme, să vedem. Poate vreun calcan, vreun stolion. Dincolo de glumă, pescuitul la copcă e o treabă serioasă. Cu puțin noroc, o zi de pescuit se poate încheia la căldură, cu un pește prăjit în față și un șpriț de vin.